Denisa? De ce? Eu n-am cunoscut până acum niciun bărbat care să pună unghii tehnice. Sunt bărbați care se pricep la chestia asta? Da. Chiar soțul meu a făcut unghii tehnice și m-a ajutat pe mine la un moment dat să facem o clientă cap-coadă. O făceam jumătate eu, jumătate el. Păi, înțeleg că doar pe el îl știi. Nu, am și cursanți. Am și cursanți, există și trainer, adică profesor care învață. Eu, de exemplu, merg să învăț doar la bărbați. Cum adică? Să înveți de la ei? Să învăț de la ei meserie, da. Deci, până la urmă, Denisa Berețchi, ia spune-mi tu, așa, uită-te la cameră și spune răspicat. Cei mai talentați pe planeta asta sunt bărbați sau femei? În majoritatea domeniilor, da. Sunt... Ce da? Sunt bărbații. Păi zic cu subiect și predicat, că altfel nu o să înțeleagă lumea, o să zic că da. Cei mai buni medici, am născut 3 copii cu bărbați. Bucătarii cei mai buni, în general, bărbați, stele Michelin, frizerii, stiliști, cam la fel. Da. Nu-i revoltător pentru condiția feminină să bărbatul totuși să fie superior? Pentru mine nu. Superior. Să mă iertați, stimate telespectatoare, nu am vrut să scot pe guriță acest cuvânt, dar mi-a ieșit. Nu, pentru mine chiar nu. Apreciez în alta calitate și talentul la un bărbat și mereu voi alege să merg la bărbați acolo unde consider că sunt mai buni decât noi femeile. Și e vreun domeniu în care femeile sunt mai bune? Uite, mă gândesc și la creatorii de modă. Să fie mai bun decât femeile mai bune decât bărbații? Nu cred. Acum, în domeniul beauty, cred că există femei care sunt mai bune decât bărbații. Dar chiar și în domeniul nostru, care am zice că e un domeniu foarte feminin, domeniul unghiilor tehnice... Eu puteam să jur, înainte să vii să stăm de vorbă, că nu există bărbați. Bărbații, cred că, ce se caută acolo? Cei mai tehnici sunt bărbații. Cei care știu cea mai multă geometrie în arta unghiilor sunt bărbații. Chiar și în domeniul nostru. Păi, ridicați-vă stima de sine, ați văzut... Contăm, valorăm și noi ceva, aveți încredere că dacă Denisa ne spune că inclusiv la unghiuțe se pricep bărbații extrem de bine, înseamnă că avem toate speranțele că vom fi și noi recunoscuți, știi? Păi sunteți deja ce? Suntem deja recunoscuți, da? Oameni buni, Denisa Berețchi. Denisa Berețchi nu are nevoie de prea multe prezentări. O mare parte dintre voi o cunoașteți. E o fată care, mă rog, ne-a promis marea cu sarea, ne-a promis că până plecăm acasă sau până să închide podcastul ăsta, voi vă luați, eu mi-am luat deja denotat, rețeta cum să faci 1 milion de euro în câți ani, Denisa? În aproape 3, 2 și jumătate. Deci, cum să faci 1 milion de euro în 3 ani și jumătate, în 4 ani, hai că până dăm câte un mandat de ăsta de parlamentar, da? Până stau aia prin Parlament un mandat, noi facem 1 milion de euro fiecare de aici încolo. Dar pentru asta trebuie să vă notați tot ce spune Denisa și să fiți atenți să nu vă scape ceva, pentru că în chestia asta, dacă îți scapă o chestie foarte, foarte măruntă, s-ar putea să înveți să faci datorii de 1 milion. Eu vă pot învăța cum să faci datorii de 1 milion de euro, Denisa ne poate învăța cum să producem 1 milion de euro. Păi, Denisa, m-am cam umplut de nervi. Să știi, m-am umplut de nervi când Ana Maria German, producătoarea emisiunii, mi-a spus... pe cine a invitat și mi-a spus câteva lucruri și bă, simțeam de-a dreptul revoltat. Zic, bă, cum e posibil să faci 1 milion de euro din a învăța pe alții? Eu predic la biserică, da? Eu fac 100 de lei pe duminică, știi? Și mă gândeam, bă, zic, ce le dau oamenilor sunt lucruri valoroase, adică sunt lucruri importante pentru o viață armonioasă, că bun, tu înveți despre unghii artistice, armonioase, țin de frumusețea, fără îndoială, corpului uman. Bă, dar n-am ratingul ăsta. Bă, pe deasupra îți mai și bat obrazul, că stai și trăiești pe pomelnicele credincioșilor, știi? Ori, uite, tu ai avut un gând strălucit și ai făcut o treabă nemaipomenită. Și ce m-ai enervat și mai tare, zic, bă, cum e posibil ca cineva din Gherla să facă 1 milion de euro? Zic, și mai ales acționând în zona de online și deschizându-se spre... Cu alte cuvinte, m-a enervat foarte tare. O să te rog să ne spui ceva încât să-mi vină inima la loc, să mă împac cu ideea că da. N-am să pot să zic ceva, să-ți vină inima la loc. Am fața așa căzută, da. Încerc să zâmbesc, dar nu-mi iese degeaba. Probabil că o să-ți plece mai tare inima.
lumea e mai, sau femeile, să spun așa, sunt mai atrase de tot ce înseamnă domeniul beauty, mai mult decât domeniul spiritual. De aceea eu am avut atât de mare succes. Așa este, asta este adevărul. Eu văd... Vreau să știi că și la biserică sunt mai multe femei decât bărbați. Două treimi sunt femei și o treime bărbați. Deci e greșit ceea ce spui tu, că nu s-a atrase de... Doar că nu dau bani pe ele. Adică dacă i-aș spune că îi costă 2 milioane de lei un pomelnic față de o, nu știu, o instalație dintre asta la unghii, nu, cred că mi-ar auzi urechile tot felul. Pe femei o să le găsești și în biserică și în saloane. Dar în saloane. Dacă le cauți, cred că o să fie mai multe în saloane sau mai multe atrase de saloane. Eu mereu vorbesc cu... Și am o latură așa de credință. Ultima pagină, dacă te uiți în carte, o să vezi că scrie cuvântul credință. Sau am crezut. Scrie așa, pe ultima pagină a cărții mele. E foarte teologic. Am crezut și mai adaug ceva, da. Ceea ce e foarte important. Absolut, adică nu este suficient doar să crezi, trebuie să și muncești. Tot e despre acțiune până la urmă. Nu poți să stai în pat așezat pe spate să visezi că în 3 ani fac 1 milion de euro. Dacă nu te dai jos din pat, șansele de a-l face cu siguranță rămân doar în vis. Da, iar din ce vorbesc eu cu și femei din comunitatea mea sau femei în general, partea asta cu credința e mai grea. Ar prefera să muncească mai mult decât să creadă. Decât să creadă. Și eu consider că fără o îmbinare între astea două, nu. Deci primul lucru, credință și muncă și trudă. Da. E o pondere, nu știu, adică cât la sută credință, cât la sută muncă, cum ar trebui aranjate lucrurile astea încât să aibă demaraj? Din punctul meu de vedere este un clasament. Prima dată credință, iar apoi muncă. Oricum una fără cealaltă, degeaba stai și crezi că tot nu pică din cer. Probabil că dacă muncești foarte mult și dacă nu ai credință în ceva, poate că tot iese ceva, dar în primul rând trebuie să ai credință și în tine, să crezi că poți să faci ceva. Degeaba doar muncești și dai din mână, dar sunt foarte multe fete care muncesc, femei, din comunitatea mea, muncesc foarte mult. Vorbești mai mult ca mine. Da. Ele muncesc foarte mult, dar nu iese nimic de acolo. Pentru că nu cred. Bun, dar, nici în ele, nici auzi, în nimic altceva. Denisa, în tine a fost un moment în care s-a născut credința asta ca un prunc, așa? Și la... Eu am crescut în familie de creștini de mică și am fost dusă la biserică și sunt plimbată în ale bisericii. Iar credința asta așa mai mare a venit după copii. După ce am avut primul copil. După ce ai avut primul copil, ce s-a întâmplat atunci de s-a întărit credința în sufletul tău? Probabil, nu știu, frica asta pentru copii pe care grija, o avem mereu, grija. Da, care da. Se naște în un om și vine cu mai multă nădejde la pachet, probabil. Da? Așa este. Deci am început să cresc oarecum în credință, încât ultimul meu copil, al treilea, este un copil promis lui Dumnezeu. De aia l-am făcut. De aia el exista azi, are 2 ani. Băi, Denisa, ce frumos vorbești. Uite, asta se întâmpla în Vechiul Testament. Știi, erau, cum a fost Ioan Botezătorul, au cerut... Promis, nu închinat lui Dumnezeu. Bun. Ci promis. Am promis că îl voi face dacă Dumnezeu mă ajută cu anumite lucruri. M-a ajutat și eu am făcut copilul. Deci te-ai târguit cu Dumnezeu? Oarecum, da. Nu că nu-i nimic de speriat în chestia asta. Eu chiar îi încurajez pe oameni, pentru că am pomenit de Avram. Avram la un moment dat mijlocește pentru Sodoma și Gomora și zice, dacă nu vor fi decât 10 până la urmă, după ce Dumnezeu a zis, dacă îi găsi 40 de drepți, o să cruți cetatea. Și Avram zice, stai un pic, Doamne, hai să mai păsuim. Dacă o să fie o leacă mai puțin, da, mai, bine mă, și mai puțin. Da, dacă-s mai puțin, bine și mai puțin. Dumnezeu stă la mica înțelegere, să spun așa, cu omul, pentru că de ce stă? Așa cum stă o mamă cu un copil al său la negocieri și cedează teren, pentru că îl iubește. Și pentru că Dumnezeu îl iubește pe om, de aceea îi cedează de multe ori în negocieri. Foarte frumos. Deci i-ai promis lui Dumnezeu că mai aduci un copil pe lume? Sau? Da. Cine mă cunoaște pe mine știe că am niște sarcini foarte, foarte grele. Soțul meu n-a mai vrut copii. Încă după primul copil n-a mai vrut copii. Al doilea copil s-a întâmplat și m-a venit pe lume așa, dar după ce ne-am văzut cu 2 copii, el categoric a zis, nu, eu copii nu mai fac. După care... Păi zice, după tine, nu, nici eu n-am mai vrut, cu adevărat n-am mai vrut copii, chiar îmi părea rău așa când vedeam cât e o femeie însărcinată. Știam ce duce, adică o sarcină nu e chiar foarte simplă. Și... De-aia nu portă bărbații. Aici ne bateți la... Cumva, da.
Și într-un moment mare de răscruce din viața mea, eu i-am promis lui Dumnezeu: Doamne, dacă Tu mă ajuți, aveam nevoie de o casă. De o casă, o casă, un apartament, o locuință a noastră. Deci asta era problema ta. Asta era problema noastră cea mai mare, da. Nu aveați o casă unde să stați. Nu aveam, nu. Și nu aveam nici finanțele pentru a obține absolut nimic. Adică eram ajutați de părinți, aveam doi copii în pampers și doi copii în lapte praf. Eram ajutați de părinți inclusiv cu cheltuielile astea pentru copiii pe care aveam. Copiii cu vârste apropiate? Da, 10 ani și 8 ani. 10 ani și 8 ani. Primii doi, da. Mm-hmm. Și cel mic? 2 ani. 2 ani. Doamne ajută. E bravo. Da. Deci, și bun, i-ai cerut Domnului să vă dea un acoperiș deasupra capului, înțeleg, da? Da, i-am zis: Doamne, m-am dus o dată foarte necăjit așa la biserică, într-o dupămasă, în toamna lui 2017, în condițiile în care noi nu aveam în casă, ai noștri, 10 lei puși deoparte, să zicem, ăștia sunt banii pe care noi am adunat în atâția ani de muncă, de când muncim. Economiile voastre, da. Da, deci nu aveam banii puși deoparte. Și, dar eu totuși simțeam că trebuie să-mi duc copiii într-un loc al lor. Pe cei primii doi pe care i-aveam. Mm. Și am și unde stăteați? Unde stăteați? Cu părinții mei. Cu părinții, dar, na, cu părinții da, e bine. Da. De aceea v-a lăsat omul pe tatăl său și pe mama sa și își vor vedea de casa lor, că e mai bine așa. Așa este. Cu părinții e bine cât e bine. Și după aceea tinerii au nevoie, mai ales când vin copii, din punctul meu de vedere personal. De spațiu. Și? Și am avut o ceartă aprigă cu mama mea, am zis că plec în chirie, nu mai stau. Iar ea, săraca, mi-a zis: unde să pleci, avem aici, ea e singură și avem așa o casă mare și tu te iei să te duci în chirie. Mai bine, nu știu, ea mi-a zis așa: dacă ar fi să mergeți la casa voastră, n-aș comenta nimic. Dar când știu că mergeți să plătiți bani în condițiile în care voi nu aveți, doar pentru că nu ne înțelegem, hai că las de la mine. Și a lăsat ea de la ea. Dar eu tot s-am pus așa în sufletul meu că trebuie să plec de acolo. Trebuie să o rupi. Da, da. Și am mers la biserică într-o dupămasă, într-o duminică dupămasă, în toamna lui 2017, nu mai știu să zic exact că era septembrie, octombrie, dar a fost toamna lui 2017. Și am fost supărată în sufletul meu și am zis: Doamne, dacă Tu mai ne ajuți cu 30 de metri pătrați, că ne-a ajutat Dumnezeu toată viața, dar 30 de metri pătrați ai noștri să mai fie. Vreau ceva, Doamne, încă 30 de metri, dacă se poate. Că mama are dorința asta, duceți-vă, dar să fie ceva al vostru. Și am zis: Doamne, numai ceva al nostru să ne dai. Mic, nu contează cât e, dar să fie al nostru, pe numele nostru. Și eu i-am promis așa singură lui Dumnezeu, eu mai fac un copil, dar știam că soțul meu nu vrea. Deci ai făcut-o pe șest, cumva, așa. Adică ai negociat în numele amândurora... Da. Dar fără să te consulți. Și soțul meu a aflat de promisiunea pe care eu am făcut-o 2 ani mai târziu, când noi urma să ne mutăm în casă. Adică mai aveam o lună până să ne mutăm în casa pe care am cerut-o. Nu, am cerut o casă de 30 de metri pătrați și am făcut o casă. Am primit o casă de, e voie să zic? De cum să nu? Peste 600.000 de euro. Și nu are 30 de metri pătrați. Nu, are 200. Are 200. Da. Generos Dumnezeu. Foarte. Deci zice, vezi, de-aia spune în Biblie, știi, zice, fă un pas spre mine, zice Domnul, și eu voi face 100 către tine. Adică nu trebuie să te duci la întâlnire cu Dumnezeu, dar nu trebuie să faci foarte mare lucru, că El e mai iute în pas, știi, până tu ești ca un copilaș, știi, care umblă aproape de-a bușile numai, faci un pas mic, dar Dumnezeu are bucuria să alerge spre tine. Da. Și așa s-au rezolvat lucrurile. Păi bun, acum tu o să cadă ăștia într-un fel de misticisme dintre astea nepotrivite și o să zic, bă, mă și eu la biserică, mă duminică la catedrală și zic, Doamne, sunt așa de supărată, întrebă dacă e dat lui Denisa nu 30 de metri cât ți-a cerut, eu îți cer 100 de metri, poate îmi dai 1000 și o vilă la Monaco, știi? Că nu, trebuie să ne vedem și de... Tu n-ai cerut în mod expres, n-ai fost lacomă încât să zici, Doamne, vreau și piscina aia, știi, de la... Nu știți pe vedeta aia de la Hollywood, știi? Am văzut aseară un reportaj și parcă mi-ar plăcea. Dar nu cu leuții aia la capetele piscinei, ci alte ornamente. E un prieten care mereu mă contestă și îmi zice că nu ți-a dat Dumnezeu că i-ai cerut. Ai muncit tu și de aia ai. Deși este un bun creștin și el. Dar... Minunile Denisa, minunile pe care Dumnezeu le-a făcut, Iisus le-a făcut în viața lui pământească aici, le-a făcut înainte să le facă, făcea o interogație. Crezi tu că pot să fac eu asta? Și ziceau, da, Doamne, cred.
Unii ziceau, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele, că n-aveau multă credință, încă se îndoiau. Dar mișcau din ei ceva. Întotdeauna minunile în viețile noastre se întâmplă doar dacă omul intră în conlucrare cu Dumnezeu. Absolut. Deci numai așa se întâmplă. Mai rar face Dumnezeu minuni peste voia omului și în ciuda noastră. Vrea să ne angajeze și pe noi, pentru că vrea să... E ca și cum faci ceva, nu știu, gătești ceva în bucătărie și vine și copilul lângă tine. Și ai o bucurie ca mamă, ca tată, când vezi că, bă, facem ceva și vrea și el să fie acolo. Nu contează, să spunem, în economia acelei mâncări că e acolo, dar contează că îți dă ție un sentiment de plinătate și de bucurie. Așa se întâmplă, să înțeleagă lumea că minunile se întâmplă în viețile noastre dacă îi cere lui Dumnezeu să intre în proiect cu noi. Da. Da. L-a anunțat pe soțul meu când urma să ne mutăm în casă. Nu vreau să îmi spui că nu putem da pe post, da? Nu, l-am anunțat, uite ce am promis. Ce-o fi spus el la vremea aceea? Și el mi-a spus așa, știi că dacă soția face o promisiune lui Dumnezeu fără acordul și știrea soțului, în vechii mei era așa, nu? Dar soțul nu este de acord, promisiunea se șterge fără să se întâmple absolut nimic. Normal, de promisiune înaintea lui Dumnezeu trebuie să ne ținem. Și ce nu-ți fie frică că nu se întâmplă absolut nimic dacă eu nu sunt de acord. Și tu știi foarte bine că eu nu sunt de acord. Adică avem această înțelegere din 2014 când ai născut al doilea copil. Și pe mine m-a cuprins o foarte mare frică. Acum eu multe pot să fac singură, dar un copil nu merge. Și m-a cuprins o foarte mare frică și am zis, nu știu, mi se pare că o să-L supărăm pe Dumnezeu dacă procedăm așa. Acolo a murit discuția, nu am mai pomenit absolut deloc. Eu am rămas... Na, cumva m-am simțit eu vinovată că am promis ceva fără știrea lui și uite, acum eu nu pot să mă țin de promisiune, că practic n-am promis doar în numele meu, am implicat un om care n-avea nicio legătură. Și cumva a rămas discuția acum că nu se va îndeplini acest lucru. Discuția între tine și soțul tău. Da, asta a fost în noiembrie 2019. Să-l chemați și pe soțul ei de acum, da? Să-l chemați dacă e prin zonă, poate să vină aici, să-l tragem la semne un pic. Cum să nu vrem un copil? În condițiile în care mi-era mie atât de greu și el a crescut ceilalți copii, el, cât eu am fost însărcinată 9 luni de zile, cel puțin, el a crescut ceilalți copii care mai era. Da. Și nu i-a fost simplu, și cu servici, și cu... Plus să mă vadă pe mine atât de bolnavă, na, absolut toată sarcina. Era greu. Din aceste considerente, nu din alte considerente, nu a vrut. Dar totuși, la nici 2 săptămâni după ce am avut discuția, pur și simplu din bun senin, m-a luat și a zis, Denisa, ai promis ceva. Hai să te ții de promisiune, mi-a zis. Și m-a cuprins o și mai mare frică, pentru că noi acum, nu știu, cine s-a mutat în casă nouă știe. Te muți cu 0 bani, poate chiar cu datorii. Și noi chiar așa ne și mutasem. Cu datorii, iar următorul an, 2020, mi-a fost programată fiecare zi din anul ăla să muncesc, încât să putem să acoperim toate cele, să refacem finanțele și să putem să întreținem ceea ce am făcut până la urmă. Știam că dacă o să rămână însărcinată, o să urmeze iarăși perioade foarte lungi de spitalizare și nu o să pot, să mi-afectează cariera foarte deci mult. Deci stăteai în spital chiar? Da. Cu sarcina? Deci aveai o dificultate, da? Foarte, foarte mare, da. Am avut sarcini toxice și practic am avut vărsături până în ultima zi de... Da, foarte, foarte ești greu. Ești o eroină. Asta te întărește, ce nu te omoară, te întărește și Dumnezeu, până la urmă, ne cere ceva la schimb câteodată, să vadă cât de determinați suntem, cât de hotărât suntem. El când a hotărât, m-am și mirat că a hotărât până la urmă, așa, de singur a luat decizia asta, el mi-a zis, acum, adică noi ne mutăm în casă și tu ai primit casa care ai cerut-o, el nici nu știa ce am cerut eu, ce am făcut, nimic. Și când l-am anunțat, i-am zis așa, zic, auzi bărbate, nu te-ai pus așa întrebare, cum de ne merge nouă așa de bine, că doar și până atunci am muncit, pe brânci am muncit, și până în 2017. Păi zice, ne-a binecuvântat Dumnezeu. Păi zic, da, totuși, de ce nu te-ai întrebat? M-am mai gândit și eu, dar n-am știut ce să zic, pentru că el nu știa de promisiunea mea și nu știa de absolut nimic. Eu din momentul în care am promis, pur și simplu, dar din momentul ăla, în următoarele zile au început să vină proiecte și am început să adunăm bani de în octombrie. Am avut, cred că septembrie era totul, septembrie-octombrie, când eu am fost la biserică, în octombrie ne-am dat avansul de 4.000 de euro din banii noștri. Deci atât de repede au început să vină banii. Și eu stăteam și mă uitam de pe margine și nu venea să cred.
Și tot timpul m-am mâncat limba să-i spun ce am făcut, dar totuși am vrut să văd, vreau să văd că se întâmplă, adică poate au venit 4.000 de euro, dar mai vin mai încolo. Când cereți, spune Apostolul Iacov, să cereți ca și când ați fi primit deja. Da. Adică cu nădejde clară, adică dacă vin la tine și spun, te rog să-mi pui unghii, să zicem. Băi, eu, cum să spun, eu nu mai mă întorc de acolo să zic, bă, oare o să-mi pună, nu o să-mi pună. Băi, am cerut și știu că o să-mi dea lucrul ăla. O să găsească el cu cale cum să facă lucrul. Pentru că zice tot Apostolul Iacov, cine e îndoielnic în cerere, v-ați putea să, nu știu, poate vă deranjez să mă ajutați, dacă puteți, dacă, zice, e ca o barcă dintre asta în bătaia valurilor, știi? Care nu are cârmă, nu are nimic și merge unde vrea. Ești instabil atunci. Trebuie să ai determinare, trebuie să ai hotărâre. Pentru că noi până la urmă, gândește și gândiți-vă, de câte ori spunem, te rog frumos. Bă, omul e o ființă care se roagă permanent. Se roagă de primarul, se roagă de vecinul, se roagă de ăla de la magazin, mulțumește. Păi dacă mulțumim și ne rugăm mereu pentru lucruri, să spunem, mai mărunte, cu atât mai mult, dar trebuie să ne rugăm Bunului Dumnezeu. Da, îndrăzneala asta, să cerem să ceea ce vrem. Cere și vi se va da. Bă, dacă ți-a promis lucrul ăla, hai să facem lucrul ăla. Nu tot timpul, chiar urma să spun. Cer ca femeia aia care avea o nevoie urgentă de însănătoșirea fiicei și Iisus îi spune, nu se cuvine să aruncăm pâinea câinilor. Adică a jignit-o cumva. Dar n-a jignit-o de fapt, i-a pus la încercare credința și hotărârea. Și s-a ținut atât, s-a ținut de Iisus până când Iisus a zis, atâta credință n-am văzut în tot Israelul. Asta face frumusețea și de-aia și rugăciunile pe care le spunem. Nu e atât de important să facem acatiste formalizate deja. Bă, te duci cu sufletul tău, te duci și dacă ai de cerut 30 de metri pătrați. Bă, nu te duci și faci o cerere scrisă de nu știu cine înaintea ta. El a făcut rugăciunea pe nevoia lui. Tu du-te și cu cuvintele tale cere ce ai de cerut. Da. Și Dumnezeu o să-ți vadă, pentru că oricum îți vede inima, nu la burii. Nu uitat, spune pe după copac, pe nu știu unde, ce ți-ai dori. Spune clar, cu subiect și predicat. Soțul meu a căzut puțin în deznădejde că el s-a apucat să facă un copil într-un moment total nepotrivit din punctul nostru de vedere atunci, cu credința, zis, dacă tu ai cerut o dată și ți-a dat așa ceva, cine știe ce cer, hai să cer și eu, că îmi dă și mie. Și el, rugăciunea lui a fost, Doamne, dacă ne mai dai un copil, dă-i-l fără să-i fie rău. Și el a avut toată încrederea, și am avut-o și eu. Nu pot să zic că nu, am avut-o și eu, că nu-mi va fi rău și că o să mă simt bine. Primele 10 zile după ce am aflat că sunt însărcinată au fost superbe. Nu m-am simțit rău, el a prins la inimă că gata, a primit și el ce a cerut. După care, într-o dimineață, m-am trezit și am zis, gata, începe, asta este. Eu din momentul ăla niciodată nu m-am mai rugat, Doamne, ia-mi rău. Doamne, dă-mi putere să-l duc. Dă-mi putere să-l duc și da. El a fost puțin demoralizat, i-a trecut. Acum, știi ce se întâmplă? Și în rugăciuni trebuie să spunem, adesea nu știm întotdeauna ce ni-i de folos. Și trebuie să spui, Doamne, dă-mi ce e de folos pentru mântuirea sufletului meu, pentru că noi cerem în general cam altceva, că trăim în existența asta și avem nevoi. Și cerem în general pe nevoile astea. Dar și Apostolul Pavel spune, m-am rugat Domnului să-mi ia ghimpele din trup, avea o boală de care suferea, ci de 5 ori m-am rugat pe tema asta. Și n-a vrut Domnul. Bă, dacă n-a vrut, n-a vrut. Poate are el un plan. Lucrează în slăbiciunile noastre până la urmă Dumnezeu și în slăbiciunea ta a lucrat Dumnezeu. Prin faptul că, având această slăbiciune, în ciuda acestei slăbiciuni, te-ai dus la capăt. 3 copii pe lumea asta. Nu doar că i-am dus la capăt, în perioada asta eu am înțeles de ce mi-a fost rău în a treia sarcină, în ultima sarcină. Am dezvoltat cel mai tare sistem de predare de pe piața unghiilor și cu asta, practic, am făcut eu milionul. N-ai văzut? Am stat în pat, că n-am avut, dacă eu aș fi muncit, aș fi mers la cursuri și aș fi rămas exact la același nivel din 2019. Nu aș fi fost acum mai sus nici cu un pic. N-aș fi avut cărțile. Prima mea carte, asta este a treia, prima mea carte, care este nișată, e pe domeniul nostru. Hai că iar mă enervezi. Am început să scriu o carte, n-am terminat-o încă. Eu am scris 3 cărți, am făcut 1.000.000 de euro, m-a scos din sărite pe cuvântul meu. Și prima tot însărcinată fiind cu copilul, am scris-o și am avut așa o putere. Eu tot timpul am zis că sarcina mi-a dat puterea asta. Am scris o carte 9 zile, o carte de 400 de pagini,
cum nu mai există în domeniul nostru. Știi ce se întâmplă? Noi avem o rugăciune în Sfânta Liturghie pe care preotul o rostește în taină. Și zice, îți mulțumim pentru binefacerile arătate și cele nearătate. Sunt foarte multe, mai ales cele nearătate, sunt atât de multe beneficii pe care le avem din partea lui Dumnezeu, chiar fiind puși în condiții, nu știu, dramatice în viață uneori, dar n-avem răbdarea, știi, ca și un smochin japonez, care e atât de strepezește dinții, toamna târziu, nu-l e de nemâncat. După ce o dat primul îngheț, devine de o dulceață incredibilă, dar trebuie să ai răgazul, trebuie să ai răbdarea să treci prin acea situație, și anume înghețul. Ca aurul care trece prin foc, nu? Ca să devină o bijuterie pe degetul unei femei. Luăm o pauză de publicitate, promitem că măcar în pauză nu vorbești. Ok. Da? Și ne întoarcem imediat. Denisa Bereschi, dragi prieteni, am tot amânat să aflăm cum putem deveni milionari. Unii ne învață cum să trecem strada, alții ne învață cum să ne iubim nevasta, iubita și mai departe. Totul e pe bază de învățare, până la urmă, și omul trebuie să învețe tot timpul. Alții te învață cum să fii părinte, n-ai fost la cursuri de parenting. Nu ți-ai dat seama că nu știi să-ți crești copii. Știi, părinții până acum, până când au apărut cursurile astea de parenting, păi creșteau copii, cum știau, cum puteau. Ieșau copii care făceau navete spațiale, se duceau pe lună și subit în ultimul deceniu și jumătate, să zicem, s-au născut niște traineri care te învață, tati, cum să-ți crești băiatul, cum să-ți crești fetița, cum să vorbești cu ei, cum să... Totul. Zici că suntem o leacă cu handicap. Da? Vorbim despre asta altă dată, în emisiunea următoare, da? Fii atentă. După ce ți s-a întâmplat ca Dumnezeu să-ți răspundă la ceea ce ai cerut, te-a mai lăsat, cum îl cheamă pe soțul tău? Dorel. Dorel. Te-a mai lăsat Dorel să mergi la biserică? Da. Ce-o zis? Cine știe cu ce surprize vine iar acasă? Deci te-a mai lăsat. M-a lăsat, mă duce chiar el. Dar te-a rugat, uite, nu mai faci niciun angajament fără să ne consultăm. Nu, chiar nu. Nu, niciodată n-am mai discutat despre lucrul ăsta, niciodată nu m-a certat, nu m-a mustrat că am făcut un lucru fără știrea lui sau... Nu s-a agitat pe tema asta, pentru că totul a ieșit bine până la urmă. A ieșit și un copil foarte frumos, e sufletul casei, ne este foarte drag și nu, regretă absolut nimic, nu regretă. Dar e grea incertitudinea de la început. Mă apuc, mă arunc într-o chestie, dar nu știu ce va fi, cum va fi, și pentru el este grea incertitudinea, așa este el construit. Eu deci trebuie să aibă siguranță, trebuie să aibă el, tot timpul o plasă de siguranță. El trebuie să simtă pământ la picior. Ție se rupe. Eu mă arunc, da. Dar ești curajoasă sau ești inconștientă? Cred că și și. Și și. La câte am făcut în viață, consider că și una și alta. Am și curaj. Mult mai mult decât el este mai temperat așa. Eu mă arunc cap înainte și ce apare, rezolv pe parcurs. Tu ce școală ai absolvit? Facultate? Nu știu, ce școală ai făcut? Am făcut liceul de matematică informatică, după care am făcut facultate de tehnică dentară. Ok. Și ulterior am dat la stomatologie pe care am oprit-o în anul 13-4 din cauza primului copil. Rămăsesem însărcinată cu el, am avut sarcina asta foarte grea și, mă rog, s-a oprit școala. Dar asta a fost direcția mea încă de la 15 ani. M-am pregătit pentru facultatea de medicină. Mm-hmm. Care a fost, nu știu, un moment cel mai dramatic, să zicem, din viața ta? Am trecut care prin... s-a tăiat răsuflarea, cumva, așa să zic. Am trecut prin... niște lucruri grele cu primul copil,
a făcut două septicemii la interval de 6 săptămâni, a avut așa niște probleme de sănătate grave și atunci a fost cel mai greu moment din viața mea, a fost foarte greu să accept că... Na. Da, s-ar putea întâmpla ceva. Da. Dar în rest, slavă Domnului, nu pot să zic că am avut nu știu de care greutăți pe care noi omenește să nu le putem rezolva. Ai fost plecată și din țară? Da, am fost plecați din țară. Amândoi? Amândoi. Adică eram căsătoriți și aveam deja copilul, primul copil avea 7 luni. Și ne-am mutat cu totul pentru că aici nu reușeam să ne facem... Adică nu ajungeau banii de la unul la alta. Și ne-am dus acolo și tot nu ajungeau banii de la o lună la alta. Diferența a fost că nu ne mai ținea mama acasă, că ne ținea acolo. Adică, unde ai plecat? În Belgia. În Belgia? Da. Păi ne-am și n-ai venit cu o ciocolată? N-am venit. Nu mi-a plăcut, nici nu m-am putut adapta deloc. Nu te-ai putut adapta? Nu. Ce nu ți-a plăcut? Oamenii sunt foarte reci, nu sunt ca și la noi. Faptul că mergeam pe stradă și nu mă întâlneam niciodată cu cineva cunoscut, pentru mine era foarte greu. Depresiv, da, de drept. Da. Da. Eram doar eu și cu copilul, mereu, soțul meu la muncă. Ca și că n-a existat, adică nu-ți dă binețe nimeni, nu te trage nimeni de mâine, că e un sentiment. Este destul de aiurea. Mm-hmm. Și am hotărât să ne întoarcem și acasă. Cât a stat? Un an și jumătate. Ești aventurier așa, îți iei catrafusele și pleci. Nu stai mult pe gânduri. Soțul meu mereu mă întreabă, casa pe care noi acum o avem, m-am făcut-o după placul meu și mi-este foarte dragă, dar mereu mă întreabă dacă ar fi să renunți la ea, dacă ar fi, nu știu, să ia foc, ai plânge după ea. Acum nu că nu aș fi necăjită, dar nu mi-este legată inima deloc. Dacă ar trebui să plec, aș pleca. Mă mai întreabă el dacă ar fi să mă iau acum să mă duc de nebun într-o altă țară, ce faci? Ai lăsat toate aici și aș veni, da. Aș pleca după el. Ai plecat după el. Păi trebuie să fii liberă, de ce să pleci după el? Să te lase în pace. Cum adică? Ai o carieră? Sunt mai legată de el decât de orice altceva, și de carieră și de bunurile materiale pe care le avem, de el și de copii, mi-este legată inima tare. Unde ți-e sufletul, acolo ți-e și comoara. Sau unde ți-e comoara, acolo ți-e și inima. Eu sper că deci inima ta e la copiii tăi și la soțul tău. Mai mult decât la lucruri materiale. Da. Dar ceea ce faci tu acum, crezi că e ține de vocația ta, îți dă bucuria de a fi, ce satisfacție îți dă chestia asta, că înveți pe alții să facă niște manopere interesante și care să-ți văd unghiile. Ale mele sunt simple, cele mai simple. Da. E o chestie care ține de... Tu ești o fată spirituală. Din cât am discutat cu tine până acum, e o concluzie temeinică și nu îți convins că e așa. Să totuși, toată activitatea ta e una care ghidează lumească lumea spre trup, spre partea de body, da? Da. Adică eu mi-ar plăcea ca oamenii să fie mai mobilați pe dinăuntru, adică așa cum, nu știu, stau la unghii 2 ceasuri sau când stau, habar n-am, să stau și într-o bibliotecă sau stau cu o carte în mână. Îmi place că ai dus și la dimensiunea asta povestea. Adică chiar dacă eu sunt cărți de specialitate până la urmă, nu? Nu e un roman autobiografic sau... Acesta este. Asta este, da? Nu știu, nu simți că cultivi hedonismul, până la urmă. E o chestie care ține de plăcere, de, nu știu, de înfumurare omului. Fac unghiuțele, mi le fac în așa fel încât să ajung de 2-3 ori în atenția cuiva ca să le vadă, nu? Unghiile tehnice, dincolo de partea lor foarte artistică, că acum există și o latură foarte artistică la ele, e o chestie care ține de igienă. Adică e exact un serviciu ca, nu știu, epilatul, ca și cosmetic. Adică chiar ține de igienă și eu pe asta mizez. Toată lumea din domeniu mă cunoaște că eu sunt mai pe parte medicală așa, pentru că astea mi-au fost școlile care m-au ghidat până la urmă și am încercat să iau de acolo ce s-a potrivit și am aplicat în domeniul acesta. Are multă latură medicală oricum acest domeniu. Și am încercat cumva să integrez această acuratețe a manicurii. Eu lucrez foarte simplu oricum și lumea a început să mă placă așa, cu lucrul meu simplu și curat și foarte minimalist. Tocmai pentru că emană și așa, când te uiți la o lucrare de-a mea, emană curățenie, emană simplitate. Simplitate. Și da. Dar mai văd uneori
așa la doamne, domnișoare, unghii extrem de încărcate cu tot felul de floricele, desene animate, Tom și Jerry. Da, și există și anumite manicuri care nu sunt deloc igienice și exact pe asta și eu mizez. Sunt anumite tehnici care nu sunt igienice, adică dacă punem anumite lucruri pe unghii care proemină foarte mult sau acolo se pot aduna bacterii. Da. Partea cealaltă a unghiilor, dosul unghiilor cum ar veni, în spate, acolo se pot aduna foarte multe lucruri neplăcute și, din păcate, clientele nu știu, adică femeile nu prea știu despre lucrurile acestea și eu asta și încerc să le fac, să învețe igiena aceasta a unghiei, că este naturală, că este tehnică. Și există o unghie de bun simț, cam ce lungime ar trebui să aibă? Cred că pun întrebări tâmpite. Mă, sincer, ce să întreb despre asta? Depinde. N-am mai fost de mult la manicură. Da, lungimea de bun simț la unghia naturală este scurt, scurt complet, adică să nu se vadă deloc unghie crescută, dar la unghia tehnică sunt anumite lungimi, 2-3 mm cel puțin trebuie să aibă unghia, poate și puțin mai mult. Există și mâini care poartă unghii tehnice mai lungi și frumos, există și mâini care nu le poartă frumos, adică totul este și în funcție de femeie. Atitudinea. Și atitudine, da. Da, felul de a-ți purta până la urmă ca și o haină, că exact. Ține foarte mult de atitudinea celui care o poartă. Da. Bun, hai că nu mai avem mult timp la dispoziție. Eu ți-am zis că ar trebui să-ți aloc 2 ore măcar, dar tu ai zis că 30 de minute e destul. Se face o oră îndată. Hai să vorbim, oameni buni, hai să vorbim despre chestia asta, că vă dați seama că mă uc acasă și o citesc de 3 ori și mă apuc de treabă. Dacă nu-mi iese, o caut pe Denisa și spun așa de la obraz că m-a păcălit. Că nu așa se face un milion. Că milionul ăla depinde de fiecare persoană în parte, probabil. Am dat-o la cameră. Dar asta e cartea. De la 0 la 1 milioane. Volumul 2 va ieși anul viitor. De la 1 la 3 milioane. Parcă văd. Și o să mă umplu de spume și mai tare decât am făcut-o acum la primul milion. Da, poate cine știe, poate mă lasă să, nu știu, să-i fac corectura la carte, să văd dacă n-a scăpat o literă în plus sau în minus și poate, nu știu, după 10 volume îmi dă și mie un milion. Zi-mi un pic de cartea asta. E o carte autobiografică? Da, conține până la pagina 50 și puțin povestea mea, de unde am plecat și aproximativ unde am ajuns, după care conține foarte multe lucruri motivaționale, încât lumea să înțeleagă ce este de făcut. Este o carte care se aplică oricărui domeniu, adică inclusiv în preoție. Poți să faci și bani dacă vrei sau poți să faci... Nu totul este despre bani până la urmă. Fără discuții, că limpede că nu. Poate nu vrei să ajungi la 1 milion de euro, poate vrei să ajungi la 1 milion de noriași și se poate și asta. Da. Un mega church. Așa pe online e de aspirat, de văzut. Eu mă uit la americani, la evangheliști americani, au niște mega church-uri dintre astea, de nu-ți vine să crezi. Deci adună online, bine, numai online, adună, mă rog, 10.000 de oameni. În fine, e un spațiu cultural diferit față de ortodoxia noastră de aici și folosesc mai ușor instrumentarul ăsta online. La noi, până când a apărut televiziunea, ne-a luat vreo 20 de ani. Am tot zis că, bă, că nu se cade, nu se cuvine, până la urmă am făcut și noi televiziune, știi? Radioul la fel, când a apărut, bă, cum să facem noi să transmitem slujbele la radio? Că până la urmă l-am făcut, dar avem un delay, așa, știi? Până ne convingem singuri, ne ia 10 ani, cel puțin, după apariția instrumentului respectiv. Bun, zi-mi în continuare. Este o carte care, dacă tu vrei ceva, orice ar fi ăla, că e bani, că e orice altceva, este o carte care spune că poți să faci. Adică am obținut din nimic ceva ce mulți nu reușesc din nimic. Dar cum ai făcut totuși atâția bani, măi, Denisa? Că nu sunt puțin deloc banii ăștia. Adică și s-a întâmplat în câți ani de zile, să spunem? Din 2019 am început. Din 2019. Da. Din 2019, cam de la ce ai făcut concret? Încolo. Adică să înțeleagă lumea că n-ai o tiparniță acasă, nu? Și... Da, nu. Am început să... Cariera mea a început făcând unghii. Am fost pur și simplu un tehnician simplu de unghii. La un moment dat am avut așa de multe clienți. În Gherla. N-am avut niciodată ce un salon. În Gherla, mă, pe cuvântul meu de onoare. În Gherla.
N-am avut niciodată un salon. Deci trebuie să ai curaj, să faci orice în gherlă. Am început să lucrez în garajul mamei mele. De asta zic, că poți să faci oriunde în gherlă, că zici, oricum nu vine nimeni, știi? Da. Dar când colo, de fapt, se întâmplă lucrurile altfel. Da. Și ai început în garajul mamei. Am început să lucrez. Ce puneai, anvelope sau ce puneai acolo? Unghii. Unghii. Okay. Am avut o mică măsuță. Ediția de iarnă, all season. Da, chiar când a dat frigul și înghețul, m-am mutat din garaj, că deja era frig și pentru mine și pentru cliente. Și am amenajat un foarte mic spațiu, încât o masă jumătate cât asta intra. Și eu și client, așa, în dungă, acolo am continuat să fac unghii. Voi numai astea slăbuți, așa, care puteau să încapă în dungă. Așa. După care am început să mă gândesc la mai multe cliente sau cum aș putea să adun la mine toate clientele care îmi cer să le servesc. Pentru că nu îmi putea. La un moment dat ajungi la un plin și nu mai poți să iei mai mult. Un verișor de-al meu mi-a zis, zice, da, era un Crăciun și știa că acum la Crăciun toate femeile își fac unghiile. Da. Eram toți la masă și mă întreabă... Mai facă vorea lui mama, știi, făceau vorea lui mama cârnați, făceau piftie, făceau dintre astea, mă își fac unghiile de Crăciun. Ce mi-ai adus, draga mea, de Crăciun? Uită-te, iubitule, minunat. Și mă întreabă vorul meu, da, tu ai refuzat ceva cliente acum la Crăciun sau ai cât ai putut, atâta ai muncit. Zic, am refuzat multe, că nu am avut cum să le fac. Dar zice, tu te gândești că tu de fapt ai refuzat bani, ca și cum eu vin și spun pe masul milion și tu zici, nu mi-e trebuie, țineți pentru tine. Și atunci mi-a băgat așa o sămânță în suflet că ar trebui să fac ceva să pot să servesc un public mai larg. Și m-am gândit, dacă învăț o fată, nu e stabilă, poate să plece oricând. Da. Nu știu, așa, mi s-au pus ochii pe soț. S-a pus fața pe ăsta, ochii pe Dorel. Și Dorel de atunci... Da. Și chiar atunci, între Crăciunul ăla și Revelion, l-am întrebat, uite, nu crezi că ai putea să mă ajut să facem ceva? El ce fiind, de ce? El făcea, ce lucra în construcții. În construcții. El lucra în construcții, da, cu un unchi de-al meu. Mm-hmm. Și nu a zis nici că da, nici că nu, hai să vedem dacă mă pricep. Și am dat eu câteva lucruri de făcut așa care sunt clare. Dacă niște să clienți, pui... așa mai, nu. De mâna a doua, știi, zice. Eu am dat să-mi pună un șablon la mine pe mână. Că așa e de la țară, nu contează. Și am început să fac așa niște chestii tehnice și am văzut că îi merge mâna. Da, da, da. Și eu am zis, nu vreau să te învăț eu, că poate nu te învăț bine, nu știam să predau pe vremea aceea, hai să merg să faci un curs. Și s-a dus între femei. Și a făcut singurul bărbat, cred că a fost chiar primul din România care a făcut un curs zic, de unghii. S-a uitat alea la el ca la Ferrari, eu am și sunat și am întrebat, da, bărbați luați, că ar vrea soțul meu să facă un curs de unghii. Alea au luat că s-au temut să nu se plângă la asta de discriminare, știi? Nu, deci, nu, ele au fost, acolo, chiar, au fost chiar încântate. Da, da, că bărbații sunt mult mai buni. Bun. Hai că, cât mai avem, Ovidiu? Ovidiu a țipit. 4 minute. Hai să continuăm, da. Am început să facem unghii împreună, el îmi pregătea clienta, eu o duceam la final și uite așa am lucrat până în 2019. Între timp, pentru că el îmi oferea mie timp făcând o parte din clientă, în acel timp eu m-am dezvoltat și am început să predau cursuri. Dar ce făcea Dorel efectiv? Ce face? Dădea la pilă. Da. Deci, e o vorbă la noi în domeniu că dai la pilă. Cu... Da, exact, asta făceam. Efectiv îndepărta materialul. Dorel, felicitări. Ești artist. Îndepărtea materialul clientelor, iar eu îl puneam pe cel nou. Cine știe ce-ți mai pregătește nevastă ta? Parcă văd că îi mai vine o idee peste un an, doi și zice, bă, gata mă cu unghiile, lasă-mă, zice, am depășit etapa asta, nu știu, ne apucăm să cultivăm șofran, știi? Cine știe? Cam ce urmează să treacă prin cap? Să știe și el, așa, dă-i un preaviz măcar. Uită-te la cameră și spune, dragă Dorel, aș vrea e posibil ca în următorii 2 ani, 3 ani, 2, 3, așa, să mă muți pe o insulă a noastră numai. Dorele, ai fost atent? Deci pe insulă, numai voastră insula? A noastră. Păi nu te-ai mutat înapoi din Bruxelles că nu-ți dădea binețe nimeni? Da. Te simțeai singură și printre oameni, acum vrei pentru singurătate? Că el era la muncă, dar dacă aș fi împreună cu el, cu mai mulți copii, acum nu mai am nevoie de oameni în jurul meu, că am destui. Okay, deci e casa plină. Băi, nu, o să-l pună la încercare iară pe domnul, parcă văd pe bunul Dumnezeu și o să zică, Doamne, măcar un o insulită pe ceva, dacă... Pustie, știi, că pe urmă o colonizăm noi, că mai facem niște copii și punem stăpânire pe ea. Da?
Bun. Și ai început să faci bani serioși? Cei mai ce serioși moment? Bani am început să-i facem din momentul în care am început să lucrăm împreună. Efectiv au venit așa miile de euro fără să le chemăm. Nu ne-am dat seama nici acum. Stau și mă gândesc retroactiv și îmi vine greu să mă gândesc că chiar am făcut noi. Și tu nu mai faci acum? Nu mai pui unghii? Nu. Nu mai pui unghii? Nu mai lucrez din 2018 și l-ai lăsat de la final. Fără job, așa? Este împreună cu mine, se ocupă de toată partea din spate, de tot ce înseamnă birocrație și așa. Plus absolut tot ce facem. De exemplu, vine mie o idee să fac un curs online pe o anumită tehnică. Mm-hmm. El mă filmează, el mă ajută cu absolut tot ce, toată partea asta din spate. Plus a preluat cea mai mare responsabilitate a copiilor. El îi duce, el îi aduce acum să le la școală. Un fel de Jolly Joker, așa, la toate este se pricepe. De... E interesant, știi, că... E omul de... Da, dar cred că dacă ți-i drag de ceea ce faci și de cei din jurul tău, faci lucrurile astea cu mare plăcere. Le face chiar cu foarte mare drag. Nu e o corvoadă, ci e o bucurie când vezi lucru bine dus la capăt. Da. Și banii s-au făcut banii pe online? Banii cei mai serios s-au făcut în online. Da. În online. Adică tu în online... Deci nici măcar cărțile nu au adus bani cât au adus cursurile în online. Câte cărți ai tipărit? În total? Din asta. Din asta, de la 0 la 1 milion, 3.000 de bucăți. 3.000 de bucăți. Andrei Pleșu tipărește și el 3.000 de bucăți, să chinuie să le vândă, știi? Le-ai vândut? Da. Domnul Pleșu, schimbați subiectul, vă rog eu frumos, că nu mai are rost. Și este o carte care este scumpă, adică câte puține cărți costă 299 de ron. E un preț așa, 299... Da, 300 de lei. Dumnezeule, mă. Plus transport. Iar mă umplu de nervi. Băi, ziua de astăzi a fost de dimineață, așa, am venit și prea devreme la studio, că am fost păcălit de Ana Maria. Ok. Deci s-au vândut 3.000 de exemplare. Aproape toate, aproape da. Toate mai avem câteva și... Deja chiar azi discutăm că trebuie să scoatem un nou tiraj. Da. Pentru că ea se cere în continuare mult. E o poveste fascinantă, povestea ta. Să nu mă înțelegi greșit, deci nu te invidiez, te apreciez foarte tare pentru ceea ce ai făcut. Ești un exemplu de cum să fii determinat în viață și cum să te duci înainte. Că până la urmă asta așteaptă Dumnezeu de la noi, să ne găsim pe drum, știi? Că dacă nu ești pe drum, nu apuci pe un drum, n-ai cum să ajungi undeva. De multe ori nu știm unde ajungem. Așa cum n-ai anticipat nici tu, că nu ți-ai propus să ajungi să faci 1 milion de euro într-o zi, dar ai spus, mă, trebuie să mă duc pe drumul ăsta. Și se întâmplă întotdeauna că Dumnezeu apreciază când te vede că ai început o escaladă, știi, un drum într-o direcție anume și zice, uite, nu vrei să vin și eu cu tine? Și te întâlnești. Dacă o parte din drum de obicei o faci singur, știi? Dar la următoarea intersecție te întâlnești cu cineva care spune, uite, sunt aici, te-am așteptat ca să te duc mai departe la un alt nivel. Denisa Bereschi va merge și la un alt nivel, sunt convins de lucrul ăsta. Noi o să încercăm să ne ținem și noi după ea, da? Îi luăm urma, să zic așa, trebuie să învățăm să luăm urma oamenilor care au reușit și care nu că au reușit, au avut determinarea asta și cred că de asta trebuie să-i molipsim pe oameni înainte de toate, știi? De partea aia de credință, că de făcut vorba ta, fac mulți. Da. Și noi am făcut până la un moment fac, dat, dar nu s-a fac, văzut nimic. Având o perspectivă, știi? Așa având da. O perspectivă. Ce te amuză, în general? Nu prea sunt o persoană care se amuză nici ușor. Nici nu sunt o persoană amuzantă de felul meu. Sunt mai sobră, mai serioasă, mă țin mult de lucru și de treabă. Nici nu pot să zic că am așa un lucru care să mă amuze neapărat. Să mă... Nu râzi, ești așa o acritură? A, nu, râd și eu, normal. Ești râd o acritură, sper, nu sunt așa. O acritură, nu. Da? Sunt percepută pentru că sunt mai sobră, adică încerc să păstrez acea seriozitate de care este foarte mare nevoie în domeniul acesta în care, mă rog, eu activez și totul fac raportat la domeniul ăsta. E nevoie de multă seriozitate și de multe ori se ia pe alte căi. De aceea eu încerc să mă păstrez tot așa cum am început. Sofisticată, nu? Dar nu sunt să nu mă amuz, să nu râd, să fiu... Nu sunt o acritură. Dar sunt ce? Chiar drăgălașă, dacă... Ești drăgălașă? N-aș fi zis. N-aș fi zis, pe cuvântul meu. Dar ce te... Uite, ultima chestiune. Ce-ți place să faci în mod deosebit, extra-profesional, deci în afara jobului? Ce te face pe tine fericită?
Chiar azi vorbeam cu Ioana, uite, eram la mine acasă la masă și am zis, uite, aici eu sunt fericită, aici la mine în casă îmi place foarte mult să am grijă de casă, de copii, să, adică sunt o gospodină înrăită și fac mâncare, asta este fericirea mea, să stau, mâncare? Da? Ce știi să faci? De toate. Nu de toate, zi un soi, un soi. Plăcintă, sarmale, orice, nu da? Știu, cozonac, ce îți place mai mult să mănânci? Mie personal mâncarea italienească îmi place. Așteptam, eu dacă era la un milion de euro, eu spuneam așa cu aroganță, păi acum, ultima oară, da, foie gras și picre de Manciuria. Nu, eu mănânc mâncare normală, macaroane și tocăniță. Ai devenit arogantă în ultima vreme? Nu. Nu? Mm. Păi ar fi timpul. Mersi. Mersi frumos, Denisa, pentru mulțumesc întâlnire. Și eu. Cam atât a fost azi la podcast, prieteni. Avem un dar pentru tine de la Ana Maria. Ana Maria German, producătoarea noastră, este și o producătoare de lavandă și produse derivate din... Aolea! A venit și colegul cu florice. Florile sunt tot pentru... De ce le-am primit eu? Păi trebuie să le dai, mă, direct. Mă pui în situația de a oferi flori, mă vede nevastă, mă zice, când ai venit, mă, cu flori ultima oră acasă? Deja la studio, cum apare o domniță, zice, cum... Păi, da, astea sunt florile. S-a terminat? S-a terminat, da? Ăsta-s pentru tine. Mulțumesc tare mult. Eu mulțumesc și de invitație și de tot. Da. Poți să pun aici sau mă ascult? Oriunde, nu contează. Cam atât, okay, fraților. Gata. Ne vedem peste o săptămână cu un alt invitat. Până atunci, Doamne ajută și luați-o de la zero dacă vreți să ajungeți la un milion. Dacă vreți să ajungeți la două, tot de la zero trebuie să o luați. Gânduri bune!